și citește articole exclusive, reportaje concise, portrete ale valorilor locale și interviuri cu personalitățile reghinene. De acum mai zilnic pe site articole noi, iar lunar poți citi unul din cele 3000 de exemplare distribuite gratuit în tot orașul. Citește Reghinul nostru, prima revistă de atitudine civică și promovarea valorilor locale. Northern Lor vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi, toate sub același acoperiș. Northern Lor asigură transport gratuit în Reghin și în împrejurimi. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Northern Lor vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Northern Lor, strada Pandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63. Eleganță deosebită, calitate maximă, prețuri speciale. Magazinele Elite și Elite Fashion XXL, Reghin, strada Mihai Viteazu, numărul 1. Vă pun la dispoziție o gamă bogată de îmbrăcăminte, încălțăminte și marochinărie. Descoperă ținutele elegante, texturile și stilul unic ale unor colecții atât de apreciate de femei și bărbați. Piese vestimentare rafinate pentru orice siluete. Fiecare femeie își dorește să fie privită și admirată. Fii unică doar prin magazinele Elite și Elite Fashion XXL din Reghin. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sunt Florin Groza de la Haikyuu și vă spun că în spatele unui profil frumos se pot ascunde intenții periculoase. Tu cui dai accept? O campanie de prevenire a pornografiei infantile pe internet susținută de Poliția Română. Radio Galaxia Reghin 96,3 FM. Găsit tuturor din nou împreună aici la Dareghi TV pe micul ecran și bineînțeles live 96,3 FM Radio Galaxia. Sunt Ghiță Zileru, iar pentru dumneavoastră începe o nouă ediție Reghinul în direct. Povestea motorului e clar, cineva de specialitate, cineva care mănâncă pe pâine acest motor și tot ceea ce se leagă de motor în general. Invitatul meu, deci, domnul inginer Marin Pop, mulțumesc pentru faptul că ai acceptat invitația. Bună ziua, că nu-i chiar zi. Așa, încă e zi. Bun. Deci, o întrebare foarte simplă la început.
De ce crezi că a apărut motorul? Da, motorul pur și simplu. Și ce-i motorul ăsta, de fapt, la urma urmei? Păi, ca să facem un mic istoric, de când, de fapt, a apărut civilizația, s-a încercat ca transporturile, inclusiv de greutăți, imobilizările dintr-un loc în altul, să fie cât mai ușor pentru fizicul omului. La început, bineînțeles, că a fost motorul muscular, adică brațele și picioarele, după care au apărut animalele care au fost, bineînțeles, folosite da, pentru a transporta, a face anumite transporturi și, bineînțeles, chiar pentru om ca persoană, ca atare. Dar motorul, în principiu, a apărut aproape în același timp cu apariția roții. Aha, deci... Da, pentru că... Legate unul de altul. Legate. Că a fost prima dată tracțiune animală, dar tot o motorizare, cu da, suflet. Da. Bineînțeles că în 1769 apare primul motor care, de fapt, era un proiect, un motor cu abur. Și bineînțeles că pe parcurs, după an la rând, a combinat sistemul autopropulsat cu ceea ce se învârte și o numim roată. De fapt, prima mașină a avut roți de lemn, exact cum aveau căruțele pe care încă le mai știm, da, le mai cunoaștem. Pe un asemenea tip de proiect a fost montat un motor cu abur. Nicolas Joseph Cugnot, care era un inginer armatei franceze, a realizat, de fapt, cadrul de montare a acestui motor pe un anumit utilaj pentru a transporta persoane și așa mai departe. Tot ceea ce era nevoie. Exact. Cazanul era destul de greu, deci avea o greutate, cazanul care de fapt producea aburul, respectiv ca să autopropulseze, să împingă. Era destul de greu și tocmai de asta la început, deci prima mișcare pe care au făcut-o, a ajuns la concluzia că de fapt el trebuie singur prima dată să autopropulseze și pe urmă să poată să ducă mai departe anumite greutăți sau a transporta persoanele. Bineînțeles, erau de viteză mică, nu erau de viteză mare, pentru că așa. Iar începutul transmisiilor au fost făcute într-un sistem de bandă lanț, adică din ceva materiale, cum ar fi, deci ideea a venit de la scuturile soldaților. Da, vechi, da. Deci ca să producă lanțul. Deci pe principiul scuturilor cavalerilor. Da. Cu fiecare îmbinare cu nituri. De aici a venit, de fapt, ideea de a fabrica lanțul. De a fabrica lanțul, iau. Da, da, interesant. Deci a ajuns la concluzia că, de fapt, închis într-un cerc, poate să ajute la o anumită transmisie și se poate mula după fiecare parte rotundă. Da, că așa e. Da. Așa și e, da. Deci, inclusiv, transmisia asta a fost făcută cu cu lanț. În 1769, deci Cugnot a mai încercat totuși, sau mai bine a descoperit totuși și tipurile de motoare care pot fi utilizate cu combustibili naturali. Dăm primul petrolul. Da. Probabil puțină lume știe că primul combustibil a fost de fapt petrolul, țițeiul ca atare. Da. Și el l-a realizat să facă acel motor în patru timpi. Aici cum din? Na, asta e un lucru care... Okay. Da. Dar ca să explic ce înseamnă patru timpi, admisie, da, compresie, explozie și evacuare. El a gândit principiul, de fapt, al motorului, cum să-și facă admisia, cum să fie alimentat. Tot dintr-o experiență de-a lui, s-a ajuns la concluzia că un combustibil natural sub anumită compresie, în contact cu oxigenul, ia foc, el, de fapt, s-a dus pe principiul respectiv. Închis hermetic, cu anumită compresie, care, de fapt, e pistonul,
Da. Care este, e angrenat de fapt de o altă piesă metalică. În momentul punct forte, dacă tu îi dai drumul la oxigen, explodează. Explodează, da. Asta l-a făcut pe Cugnot ca el să înainteze sistemul motoarelor. Extrem de interesant. Bun, acum noi vedem ce beneficii în decursul timpului, da, în sute de ani. Dar atunci, la apariție, cum era privit asta? Că nu cred că oamenii de multe ori au fost reticenți, știi, așa, la nou sau plus chiar și acea, mă amintesc, 5 km la oră, vai, așa de repede merge pentru om, orice părea o minune, adică... Orice invenție. Orice invenție era o minune, dar știu că acum deja la viteze, la 20 de km la oră, se zicea că moare omul și deci medicii dădeau, nu, domnule, nu cumva să vă urcați în așa ceva. Asta în timp, ulterior, da. Dar practic, extrem de reticență așa la el. Bun. De ce și-a găsit așa de repede aplicare? Totuși, pentru că din momentul descoperirii, pașii au fost așa, bine, față de cât mii de ani au folosit doar, da, ta. Da, bineînțeles, dar dacă ne gândim că nu un singur om a existat în lumea asta care a fost interesat de un anumit proiect. Întotdeauna a existat colaboratori. La început nu a dat destul încredere motoarele autopropulsate, tocmai pe motivul că erau foarte mari. Mari, da. Deci, ca și capacitate, ca și spațiu. În al doilea rând, nu era randamentul de care oamenii la perioada respectivă aveau nevoie, necesitățile și așa mai departe. Totuși, alți ingineri pe parcurs au încercat ca să demonstreze omenirii de fapt că acel motor, deci acel pionerat poate să fie transformat în ceea ce 10 cai la un singur loc, da, nu pot să facă față la ceea ce face un motor, o mașină. Prima comparație, asta a și fost, că de aici vine și puterea cai-putere. Da. Deci prima comparație a fost între ceea ce s-a produs motorul autopropulsat și cai respectiv care aveau de tras, aha, mă rog, anumite. Da. Deci competițiile aici în genul ăsta au fost. Și acum, dacă tot ai zis de cai, să mai fac o dată gluma aceea. E glumă, ne amintim cu toții. Înainte era o reclamă, știi, patru cai frumoși, era înainte de 89, ca să înțeleagă lumea. Și era reclama, puterea a patru cai, și ți arăta coama în vânt, niște cai frumoși, și așteptai la început în motoreta Mobra. Și ți arăta motoreta Mobra când era acolo. Bun, asta e o glumă. Bun, era o realizare și asta pentru, da, noi, dar reclama nu-mi este din minte, puterea patru cai, pentru că probabil patru cai avea. Comparativ, da, da, da. Exact, în motoreta Mobra. Apropo, a fost o glumă, da. Bun. Ok, trecem așa cam la vreo 80 de ani, prin 1875, Marcus a realizat la Viena primul autovehicul echipat cu motor cu carburator. Opa. Adică el a gândit dacă prin compresie un combustibil natural în contact cu oxigenul ia foc, cum poate ca să-l limiteze? Și el a creat primul motor cu carburator ca să-i limiteze cantitatea de intrare pe, deci, capul pistonului. Deci practic asta e rolul carburatorului, exact, da? Da. La modul, pentru cei care, da, avem motoare, dar nu știm de fapt carburatorul de ce, cine are motor cu carburator. Limitează, da, cantitatea de combustie arsă. Aha. Pe lângă faptul că limitează, face inclusiv amestecul. La carburatoarele vorbim aici deja de mașini benzină, adică, da, cu o cifră octanică de ardere, da, mult mai puternică. Deja era apărut în anii aceia ceva? Nu, sau? Nu. Tot din combustia asta naturală s-a ajuns la concluzia că prin anumite amestecuri transformat în vapor, să spunem așa, ca să fie mai pe înțelesul tuturor, ea explodează mult mai repede. Da, decât, exact. Decât în decât curgând, practic, așa. Decât, așa, lichidă, să lichidă, spunem așa. Spune, da. Deci, transformând-o în vapor, explozia devine mult mai puternică și eficiența mult mai mare. Scade, bineînțeles, că și consumul. Acum, pe același principiu, știi, uite, a pulverizat. Îți dau numai exemple din viață. Pulverizat, udat în grădină, da?
pulverizez. Da. Nu știu, parfumuri, spray-uri, orice, tot. Da. Orice ce se pulverizează scade consumul. Corect. Deci clar, deci mult mai... E o idee foarte bună. Și iată, undeva de acolo și până unde a ajuns să se aplice. Și într-adevăr... Devine aproape din lichefiere în gazefiere. Da, foarte, foarte... Pentru că pulverizarea, de fapt, sunt niște particule extraordinar de fini, care, de fapt, tu când îi vezi, par a fi un abur, ceva care... Da. Și uite, omul în ziua de astăzi, apropo de o experiență de zilele trecute, există chiar și a pulveriza uleiul și oțetul pentru salate. Există dispozitive, sub forma unei parte, da. Nu contează unde, da, și pulverizează. Asta pentru a dispersa. Exact. Și a economisi. A economisi, pentru că în ziua de astăzi se spune, știi, nu mânca atât, e rău, prea excesul de sare, exact. Da? Și uite că se adaptează omul principiilor și, într-adevăr, am încercat pe propria piele și e adevărat. Prin pulverizare. E, da. Și e mai gustosă salata, incredibil, decât înainte. Nu ai riscul de a scăpa prea mult, să fie, știi, sau acru sau uleios, ceva de genul ăsta, dar în fine. Chestia ce ai spus-o e de notă 100, numai mare grijă. Da. Pentru că orice ulei în contact cu oxigenul explodează, așa că vă rog frumos să aveți grijă. Bun, perfect. Așadar, foarte bună gluma, orice ulei în contact cu oxigenul explodează. Bun, o scurtă pauză și revenim, pentru că, într-adevăr, motorul de la origini și până ziua de astăzi a cunoscut transformări, dar iată, principiile de bază se păstrează chiar și acum. Pauză și revenim. Ați văzut unele dintre imaginile aeriene care au apărut pe internet în ultimul timp. Acestea sunt obținute cu ajutorul unor aeromodele radiocomandate, pe care sunt montate camere foto-video. Din păcate s-a înrădăcinat termenul de dronă, deși aeromodelele pe care le folosim noi nu au nicio legătură cu aplicațiile militare la care sunt folosite drone în adevăratul sens al cuvântului. Noi suntem un grup de entuziaști ai imaginii aeriene de joasă altitudine, mult sub nivelul rezervat aeronavelor și totuși la o înălțime suficientă pentru o perspectivă de ansamblu imposibil de obținut prin alte mijloace. Cei mai mulți dintre noi practică această activitate în regim de hobby, dar unii sunt furnizori de imagini la standarde profesionale pentru cele mai diverse domenii: publicitate, cinematografie, turism, arhitectură și cadastru, jurnalist de investigații și altele. De curând, Ministerul Transporturilor a emis ordinul numărul 8/2014, care îngrădește atât de mult practicarea activităților noastre, încât nu se pot îndeplini în mod realist condițiile impuse. Prin zborurile noastre nu periclităm bunuri, persoane sau animale și temerile legate de dreptul la intimitate și viață privată sunt reglementate de alte legi. De asemenea, există deja legi în legătură cu fotografierea obiectivelor strategice și cele care țin de siguranța națională. Suntem în favoarea unor reglementări și am început demersuri pentru a colabora cu autoritățile în acest sens, dar avem nevoie de susținerea opiniei publice pentru aceste demersuri. Vă invităm pe pagina drone.videoport.ro pentru a afla mai multe despre acest ordin și importanța reglementării în spirit european. Dacă vă plac imaginile din aer și vreți să vă bucurați în continuare de producții foto-video extraordinare, semnați această petiție. Felul în care prezentăm România poate să îmbunătățească în mod semnificativ imaginea țării noastre. Dați mai departe linkul pentru prietenii și cunoscuții voștri. Avem nevoie și de ajutorul lor. Fotografia și filmul sunt partea vieții fiecăruia dintre noi. Este momentul să le apărăm și să ne asigurăm că ne vom bucura de beneficiile acestei tehnologii și pe viitor. Cele bune! Un popor fără tradiții este un popor fără viitor. La noi tradițiile sunt pe primul plan. La noi artiștii de viitor sunt la prima oră.
Noi respectăm tradițiile și viitorul. Radio Galaxia Reghin. Muzică populară autentică. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.dareghintv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Am revenit în direct, Reghinul în direct aici la Daregin TV pe micul ecran și bineînțeles live 96.3 FM Radio Galaxia. Sunt Ghiță Zileru, subiectul de astăzi, povestea motorului, domnul inginer Marin Pop, și am terminat prima parte a emisiunii cu o glumă, dar este reală, nu e de încercat acasă. Ulei pulverizat este pericol de explozie, altfel curge, nu are nicio problemă și nu se întâmplă nimic. Nu e de recomandat, dar era ca o glumă, era foarte bună. Acum, pentru că vorbim de istoria acestui motor. Știu că la început nu prea a fost, să zicem, neapărat folosit ca și, nu știu, mașină, sub forma ceea ce înțelegem noi să fie ceva care să se miște. Ce a fost folosit în fabrici, în industrializarea din acel moment, la, eu știu, la gatere, la tot felul de, în fabrici, practic, în mine, în, cam cum să... Problema e că să nu uităm că, de fapt, tot de la un automobil s-a plecat. Așa. Deci dacă, și am uitat să vă fac o specificație că deci primul motor care a circulat cu abur, care n-am specificat că avea o butelie de o tonă, păi, circula cu o viteză de 9,5 km la oră, maxim două persoane, după 15 minute și-a avut primul accident. Deci ăsta a fost primul accident din auto. Lume, auto înregistrat, primul accident. Ca să ajungem la motoarele din fabrică, până la motoarele care să fie utilizate în fabrică, lumea a progresat un pic mai mult. Să ne aducem de aminte că prima dată a fost locomotiva cu abur. Da, bun, aici la locomotiva cu abur ne amintim cu toții ce înseamnă, unii am trăit, unii mai există doar de divertisment la noi, și multă lumea a văzut în filme. Asta e, acum ce să facem? Deci, americanii din New York la Revoluție se mirau cum de există cai în România, că ei n-au văzut în realitate și la noi erau cai. Corect. Așa, așa, bun. Da. Ei, acum și noi ne mirăm de ceva, uite, sunt în filme astea, că la noi nu mai există asta cu abur. Cum a fost, de fapt? Tot de la principiu, motorul autopropulsat pe abur. Fiind la locomotivă, s-a gândit tot pe sistemul că fiind cantitatea mare de abur de care e nevoie pentru a pune în mișcare o rotă, vă dați seama că motorul respectiv l-a dus la dimensiuni mult mai mari. Aducându-l la dimensiuni mult mai mari, automat și raportul de transmisii, pistoanele de funcționare și așa mai departe, devin tot mai mari. O ajung la concluzia că, de fapt, o rotă se poate rupe, roțile de lemn, vorbind de da, roțile așa, absolut. Să ajung la concluzia că, de fapt, o frecare de fier pe fier, fără o anumită ungere, poate să producă, să-i dea lui forța de impuls ca să poată să se deplaseze. De aici s-a creat și locomotiva cu abur. Bineînțeles că după ce a apărut locomotiva cu abur, cred că tot din filme, dacă da, v-ați mai uitat, eu nu chiar din filme, dar am văzut și în filme că au apărut, erau pe vremuri chiar și batozele alea. Da, da, exact, batozele, exact cu abur, da, da. Identic, același sistem de locomotivă, numai într-un cadru mai restrâns. Dar, de fapt, tot primul motor era. Tot acela. Tot primul motor deci, era. Deci vorbim despre un fel de punct în jurul căruia se învârt toate. Da. Orice ai spune, orice motor ai vrea să-l numești și cum ai vrea să-l numești, tot de acolo plecăm. Da. Tot de la o tonă și după 15 minute un accident. Bun, și apropo de locomotivă, am văzut că se folosea foarte mult lemn.
Și trebuia să producă, da, trebuia să producă căldura, pentru că apa prin fierbere, da, se vaporizează, corect? Da. Ei, presiunea fiind foarte mare, ea ajută ca să împingă anumite pistoane ca să pună o roată în mișcare. Și cărbunele ulterior, că am văzut că după aceea au cărbune și pe cărbune a rămas până în momentul în care a dispărut și la noi. Ei au căutat soluția de ardere lentă, dar cu temperaturi ridicate. Exact. Pentru că la început să folosea lemnul, să spunem, îmi trebuia o tonă de lemn pentru a mă deplasa 20 de kilometri, în schimb cărbunile, având cifra calorică mult mai mare și arderea mult mai lentă, automat s-o revenit pe cărbune. Pe cărbune. Bun, și în anii în care, bun, s-a deplasat acel motor, nu știu, ce combustibil era? Era un fel de benzină, cum știm noi ziua de astăzi? Precum am mai spus-o și o mai repet, prima combustie de fapt a fost țițeiul, petrolul ca atare. Pentru că petrolul la anumită compresie, repet, în contact, grăsimea respectivă pe care o are, că e o grăsime naturală, explodează și explodează chiar foarte, foarte ușor. De aici sunt derivațiile de benzină, motorină și alte produse, da, benzinol, din țițeiul ca atare, deci, pentru că are o cifră de ardere foarte ridicată. Deci țițeiul ca atare. Să nu uităm că primul motor cu carburator și cu supape a fost inventat de un neamț, Otto, da, în 1876. Pentru a perfecționa un motor, fiecare parte, fiecare piesă trebuia gândită în plus. Cum să-și limiteze admisia, cum să-și facă explozia și cum să limiteze evacuarea. La începutul anilor 1868-1876 nu era, fiind primele motoare, nu era problema fumului, a gazelor emanate și așa mai departe, fiind primele motoare cu mai multă experiență. Tocmai de asta de multe ori nu le făcea caz, domnule, că scoate, da, foarte exact, mult scoate fum, da, că dăunează și așa mai departe. Ei, vedeți, și revoluția asta a mașinilor, tocmai de asta a apărut, cum ai spus înainte, că de fapt oamenii nu aveau multă încredere în mașini, tocmai pentru sistemul ăsta, că domnule, păi poluează, că face fum, pe când calul, da, nu, el mă duce, îi dau de mâncat, mănâncă de un... Exact. Și se duce mai departe. Dar când au văzut omul că de fapt îți ușurează munca, inclusiv în câmp, automat și au zis, da, într-adevăr, cine l-a inventat, ia că mi-a dat o mână de ajutor, ca să pot să merg mai departe, să fie viața mai ușoară, să pot să produc mai mult, să pot să câștig mai mult. Da, și eu spun că, apropo de motor, nu știu, cred, au fost vizionari la începutul secolului 20, când practic acolo, dacă da, bun, inclusiv Ford, inclusiv, mă rog, așa, care au dat altă natură, adică la industria auto, pur și simplu, din ziua de astăzi, dar mă rog, asta e altceva. Dar ideea este că întotdeauna cineva trebuie să gândească înainte și să riște. Acum, probabil fiind miliarde pe pământul ăsta și am mai fost și am... Probabil că noi știm de Otto, știm de... Dar probabil ca și el au mai fost mulți care au încercat. Care da, au, și care n-au reușit dintr-un motiv sau altul. Nu contează. În același timp se poate să le fi venit în minte sau să fie mult mai mulți. E suficient ca tu să ai ideea, dar să nu ți-o poți pune în practică din anumite motive financiare, să presupunem, sau eu știu. Nu poți, da, să scrii. Exact. Dar ideea o ai. Ei, da, cineva cine a brevetat sistemul ăsta, de fapt, din punctul meu de vedere, a fost foarte ambițios. El nu a avut timp de altceva, absolut, da, de nimic. A avut susținere și tot ceea ce a vorbit și toate ideile pe care le-a avut și le-a pus în aplicare, le-a demonstrat. Da. Și în plus erau și oameni inteligenți, cei care și-au dat seama de valoarea. Corect. De valoarea, de valoarea proiectului. Știți că orice proiect care vrei să-l pui în aplicare trebuie să fie susținut de ceva din spate. Adică să demonstrezi că ceea ce vrei să realizezi trebuie să fie și de folos comunității și că de fapt și funcționează.
E foarte ușor, eu să aduc o roată să zic, uite, mă uit la roata asta și să învârte. Proiectul e ok, că să mă uit la ea și să învârte, da. Da. Ce beneficiem de? Eu? Cum să spun, la un moment dat o să întreb, cred că las pe mai târziu întrebarea, apropo de sursele astea, deci ce se vehiculează că s-ar putea folosi la motoare. Mă rog, dar să revenim la epoca respectivă. De ce a trebuit la un moment dat, nu știu, poate prea devreme întrebarea mea, să apară motorul diesel? Nu știu, eu tot timpul m-am întrebat, mă, dar de ce? În afară de faptul că acum noi la pompă e un preț și alt preț, camioanele, mă rog, da, e un anumit combustibil pentru ele, bun, între timp, da, viața merge înainte, au făcut și la mașinile mici motoare diesel, da, iarăși economie, iarăși, da, dar de ce? Mie mi se pare, totuși, benzina este benzina. Na, ok. Nu știu, întrebarea e foarte ok. De ce îi spune motor diesel? De ce nu îi spune motor motorină? Da. De ce nu îi spune motor gasoil? De ce nu îi spune oricum altfel? De ce orice altfel, da. Știu. Pentru că, de fapt, cine a inventat motorul diesel, a fost Rudolf Diesel. Da. De aici provine cuvântul de diesel, motor diesel, adică cu o combustie mai îngroșată, care produce o ardere prin compresie. În schimb, benzina prin compresie nu arde. Ea arde numai ajutată, deci prin scânteie. Deci, Rudolf Diesel a fost primul om care a inventat motorul diesel, de fapt. Da. Care cu ardere internă, ardere prin compresie. Dacă facem diferența între motoarele diesel și motoarele pe benzină, fiecare au satisfacțiile lor. Dieselul, în general, creează o putere mai mare prin autoaprindere. Benzinarul îți creează o deplasare mai rapidă. Exact. De asta formulele sportul în general nu e cu motorină, e benzină, da? Dar dieselul îți produce o forță de multe ori mult mai mare decât motoarele pe benzină, care de fapt sunt aprinsă. Motoarele benzină sunt motoare cu combustie aprinsă, pe când motoarele diesel sunt cu combustie cu autoaprindere. Deci clar, autoaprindere dieselul, aprindere motoarele pe benzină, iarăși vine o scurtă pauză, după care continuăm să povestim, pentru că în ziua de astăzi asta e. Eu am diesel, tu ai benzină, fiecare știm, da, avem avantaje, ne lăudăm, ne facem calcule cam cum e, dar, la urma urmei, ne întoarcem la același motor. Da? Pauză și revenim. Suntem lângă tine. Am urmărit împreună cum s-a dezvoltat orașul. L-am privit împreună cum a trecut prin bune și rele. Ne-am implicat împreună cu tine și am crezut în viitorul Reghinului. Urmărește Panoramic, o emisiune dedicată evenimentelor ce schimbă orașul nostru. Tu, ai curaj să trăiești precum o fac ei? Să spui lucrurile pe care le spun ei? Să crezi în idolii în care cred ei? Să decizi la fel cum o fac ei? Crezi că poți fi ca ei? Scult TV, singura emisiune realizată integral de liceenii reghineni în fiecare vineri seara la Da Reghin TV.
Ascultă în fiecare noapte After Party cu DJ Ionuț Cioloca la Radio Galaxia Reghin 96,3 FM. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Revenit ultima parte a emisiunii Reghinul în direct la Dareghin TV și bineînțeles live 96,3 FM Radio Galaxia, povestea motorului cu domnul inginer Marin Pop. Diesel, benzină, sunt două lucruri care sunt subiect de a constata la pompă cât costă și bineînțeles de a povesti fiecare avantajele motorului tău sau celuilalt. Dar dacă e vorba de diesel, de ce a apărut această motorină, deci să folosești motorul diesel pur și simplu cu motorină. De ce? Primul combustibil, de fapt, precum am spus, a fost țițeiul, da. Iar motorina, de fapt, e un extract a țițeiului. Cum în acea vreme nu existau încă, sau era tot un pionierat în electricitate. Aha, aici. Nu, ca să vorbim pe direct pe înțelesul tuturor, nu s-a inventat bujia în acea perioadă. De fapt, cine să aprindă combustibilul? Văzând că, de fapt, prin pulverizare, la anumită compresie, motorina explodează, s-a bazat pe sistemul motorului cu motorină prin autoaprindere. De-abia prin 1897, când apare prima scânteie între doi electrozi fixate la o anumită distanță, își dau de fapt seama că poate să fie ajutat o combustie aprinsă și electric. Deci, practic, prima bujie, ca să spunem. Prima chiar dacă bujie, nu arăta și nu era corect, o bujie. Nu era. Bine, acum să nu ne imaginăm că bujia care vedem în ziua de astăzi exista și pe vremea noastră. E clar, sigur. Era doi electrozi puși la anumite doi electrozi de nichel puși la anumită distanță între ei ca să producă o scânteie, să-i spunem așa. Era de fapt un câmp foarte înalt electric, să zicem că e 0 amperi, pentru că de fapt vezi că și la mașină, dacă pui mâna, te curentează. Da, te curentează puțin. Dacă ar exista 0,01 amperi, 100% te-aș omoră, pentru că sunt 20.000 de volți. Da, exact. Pe un cap de bujie. Dacă nu există un voltaj foarte ridicat, n-are cine să-ți producă de fapt scânteia respectivă. Dacă ar exista cât de puțin amperi, din start un infart aș muri. Da. Tocmai de asta s-a dus și pe principiul motorine. Hai să mai facem tot așa o paranteză. În timpul războiului, da, nu erau, inclusiv motocicletele pe care noi le vedem, da, pâr, erau diesel. Da. Astăzi, dacă povestesc cu cineva și îi spun, îmi stă capul să pun pe un șasiu de motocicletă un motor diesel, Exact. Diesel. Da. Dar de ce? Pentru că primele motoare erau, de fapt, diesel. Diesel, da. Da, era complicat, nu există bujii. Da, e clar. Tocmai pe motivul ăsta. După ce a apărut, s-a inventat bujia, s-a inventat, haideți să ajungem și la motoarele care erau tot cu pistoane, tot propulsate, motoarele de avioane. Absolut. Aici eu vreau să întreb ceva, dacă poți să-mi spui. Am înțeles, e kerosen, da? Da, corect. Da, bun. Ce faci? Adică de ce au ajuns ei la kerosen, practic? Ce diferență e între benzina super de 100, de nu știu ce cifră octanică? Kerosenul e tot un extract cu o compoziție chimică care nu permite la anumită înălțime, la anumită viteză, să-și modifice structura, partea lichidă, să nu producă într-un tank închis, să nu producă gază pentru a evita exploziile. Și vă dați seama, dacă luăm un avion la 1000 de metri înălțime, presiunea atmosferică e foarte scăzută, da? Frig, bineînțeles. Absolut, da.
o benzină nu că ar conține apă, dar cifra octanică nu-i permite ca să-și păstreze forma. Începe ori să îngroașă sau începe și să separă. Deci particule din benzină începe și să separă. Ăsta e motivul pentru care nu se folosește benzina la avioane. La avioane. Interesant, da, bun. Oricum, cherosenul e o minune pentru mine, deci la ce văd, ce... Dacă ne gândim câți montare există deasupra Pământului permanent, incredibil, deci da, într-adevăr își merită toți banii, deci cine a reușit... Vă dați seama să fac o anumită presiune în rezervorile din aripi și s-ar întâmpla cu un avion la anumită înălțime. Da. Cea mai mică greșeală, cea mai mică scânteie ar exploda la foc. Da. Și așa au fost cazuri. Absolut, sigur că da, lumea a învățat, din păcate, trecând prin lucruri din astea, da. Bun, acum, haide, revenind la partea de motor și la asta de zi cu zi a noastră, secolul 20 a însemnat așa o luptă de, bun, au apărut firme, au apărut, am mai spus, deci nu ca și laudă, dar pur și simplu sistemul ăsta de schimburi, de linie, de nu știu ce, Henry Ford l-a inventat, dar bun, în fine, și s-a aplicat apoi cam la toate. Știm din regimul celălalt până în 89 cam ce însemna în trei schimburi, dar motoarele au evoluat foarte mult și inclusiv dieselul, inclusiv sportul. Deci fiecare și-a făcut o divizie de sport, cum ar veni, ăștia mari producători, da? Am înțeles, uitându-mă puțin așa, doar câteva mănunte, și-au făcut sport. Deci sportul înseamnă foarte mult pentru industria auto, pentru cei care produc motoare, care produc mașini. Cred că e vectorul la care toată lumea este atent la, da? Și după aceea se duce la producția de serie, cum ar veni, nu? Cam așa ceva. Dar vorbind de mașinile astea sportive, putem să luăm de la Grecia Antică. Da. Noi, ca oameni, întotdeauna am încercat să fim mai buni decât alți oameni. Absolut. Olimpiada. Deci competiția a rămas în mintea omului de când e creat omul pe pământ. Au apărut competițiile cu animale. Care există, vorbim, și în ziua de astăzi, care există și în ziua de astăzi, deci aia e din... Da, da, corect, așa e, de mii de ani. Competiția cailor, de asta am zis, un cal putere egal cu un piston motor. Da. pentru că primele competiții au fost și ne aleargă mai repede. Haideți să ne aducem de aminte că se făceau cursele de cai, da? Care cal e mai rapid? Ei, când s-a inventat mașina, hai să inventezi o mașină, tu inventezi a ta, să vedem a cui mai rapide, unde-i, cine progresează mai mult, care își dă mai mult interesul pentru ceea ce s-a descoperit. La roți, prima roată a fost atâta. Da. Dice să nu o fac mai mare ca să pot transporta altceva. Uite, eu am făcut roată respectivă, pot să transport roca aia, blocul ăla, pe când tu cu talent nu. Deci, competițiile au existat de când s-a lăsat omul pe pământ. Da. În privința motorilor, identic, cum au progresat, ce am zis și în prima parte a misiunii, că oamenii între ei colaborează. Da. Deci dacă eu am o idee, vă dau un alt exemplu, inclusiv cu prietenul nostru comun, Romeo. Da. El are idei, eu am idei, el se pricepe la partea teoretică, eu mă pricep la partea practică. Astea două, când se pun la un loc, da, o să dea un rezultat extraordinar de bun. Persoane de față se exclud ca să nu ne lăudăm, dar în general grupurile care vor să realizeze ceva, vor să performeze mai mult, vor să demonstreze că de fapt da, se poate și se poate realiza, numai prin asocieri se pot face. Eu nu singur niciodată, că dacă ai partea practică nu bună, pe toate. Partea nu teoretică pe toate. O pierd. Așa e, așa e, da, exact. E greu, dacă aveai, să zicem, 3 zile într-o zi, poate că ai realiza. Astăzi gândesc, scriu, mâine gândesc, pun în practică, poi mâine îi scot produsul finit. Exact. Dar într-o singură zi. Când așa zis, le faci pe toate noi cu... E ceva imposibil. Bun, uite, pentru că am ajuns cu, deci, competiții, sunt motoare și așa să mergem puțin spre viitor. Există tot felul de hibride în ziua de astăzi, da? Am ajuns și la hibrid. Am văzut hibrid la o marcă celebră, nu vine să cred, mai am încă revista la birou, 2,1 litri la sută. Mă uitam, nu poate asta să continue. Asta de obicei are o găleată, mai puțin de o găleată, s-a spus. Da,
ceva de genul ăsta. Și totuși, mă uit încă o dată, ba da, consum mix 2,1, e cu ceva electric, bănuiesc. Eu totuși nu le văd încă viabile. De ce? De ce nu pot să fie viabile? Adică am inventat, știi unde vreau să ajung? Există telefoanele mobile, da? Smartphone-urile, incredibil ce înmagazinează. De ce nu se pot face și pentru mașini acumulator sub forma acelora? Nu știu, e o întrebare de nespecialist, deci nu, n-are, poate mă, da? Să știi că și eu m-am întrebat în urmă cu câțiva ani exact același principiu. Și eu m-am zbătut să văd o mașină că circulă fără să aibă nevoie de un motor de combustibil și mai departe. Motorul respectiv să se învârtă, să-mi producă curent, să mă alimenteze bateria, bateria să mă alimenteze un alt motor care de fapt să mă autopropulseze. Revoluția asta a țițeiului, a combustibilului nu lasă de fapt să se performează situația cu combinația între combustibil și partea electrică. Că de fapt ăsta e hibridul. Da. Ajungi într-o intersecție și trebuie să învârtă motorul, ăla se oprește frumos, intră în aplicație electricul, când pleacă de pe loc, în funcție de cum accelerezi, el singur pornește și se deplasează și așa mai departe. În mișcări lente, motoarele, să zicem, se opresc atare și circulă numai pe curent, nu poluează. Asta e. Nu că nu poluează deloc, mult mai puțin, așa. Și chestia cu partea electrică, o mai repet, mulți am vrea, că și eu mi-aș dori și oricare și-ar dori. Problema e că e foarte strict apărat negoțul petrolului. Da, asta e. Interesele lumii de a vinde și a cumpăra. Vă dați seama ce s-ar întâmpla, vă dați seama la câte automobile se fabrică într-o zi, dintr-o dată să nu mai ai țiței, să nu mai se produce. Ce s-ar întâmpla cu atâtea mâini de lucru, atâtea interese care există? Dintr-o dată, de mâine, gata, vine mașina care de fapt se duce singură. Automat ar fi un dezastru economic. Știu. Eu acum, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, vreau să îți pun o întrebare așa. Crezi că poate fi motor care să funcționeze cu apă? Da. Da. Da, eu cred. Pentru că probabil ați mai văzut și pe internet, a apărut un, nu dăm nume, a apărut primul motor care să funcționeze cu apă, dar o apă sub anumită presiune. Eu cred. Cred. Deci încă se mai lucrează sau nu are voie, eu știu, să-l brevetez. Sau iarăși acele interese care sunt și sau care, se, exact da, acele interese. Toate până la pentru că haideți să ne aducem de aminte că inclusiv pe Răul Ceaușescu, dacă vă aduceți de aminte sau dacă ați văzut, erau acele mașinuțe micuțe electrice, solare și așa mai departe. Ei, credeți că astea nu puteau să evolueze după 25 de ani? Puteau să evolueze. Exact cum am evoluat de la piramida ce aveam de telefon la cele ce avem astăzi. Exact. Nu, asta. Exact cum am evoluat de la manivelă la un touchscreen. Da. Deci e o diferență, că ei erau pe cărbun, știi? Da, exact, de acolo a pornit. Ei, dacă pe vremea Ceaușescu, țin minte, erau revistele Pionierul. Și acolo îți dădeau și planuri, cum să construiesc, cum să fac, cum circulă, și circulau 20-30 de kilometri la oră. Credeți că nu putea, adică a ajuns un telefon atât de performant, nu putea să ajungă? Ba da, se putea. Da. Dar politica, da, economia, economia e, exact. Asta globală, interese, mondială, da, interese de tot felul. Nu știu, eu așa spre final vreau să te întreb, unde crezi că vom ajunge cu, pentru că până va exista această politică, da, și va exista țiței, care indiferent de cât de alarmiste sunt planurile, cred că e mult mai mult, pentru că la urma urmei e vorba lui Romeo, da, prietenul nostru comun, bine, bine, țiței, dar de ce, bun, s-a făcut de unde? Din, bun, pământul, copacii, milioane de ani. De ani, da, bun, dar la fel este tot pământul ăsta de miliarde de ani, deci cum se termină asta? De ce să se termine că la fel cum s-a produs într-o parte trebuie să fie tot miliarde de ani și în altă parte și la fel e procesele la fel au trecut, timpul la fel a trecut. Exact ca oamenii când îmbătrânim, ajungem la o anumită vârstă, rămânem așa. Da, exact. Așa o să rămână și pământul, da, dar o scorță. Da, sigur că da. Deci combustibil va fi, cred, și în continuare. Cum vezi evoluția motorului acum?
înspre ce se îndreaptă acum? Pe lângă astea planuri, vor fi lăsați, nu vor fi lăsați la hibrid, dar pur și simplu, benzina și dieselul. Hibridul o să evolueze, deci sub orice formă, hibridul evoluează. Pentru că nu pot nici ei să, chiar că nu pot... Nu pot rupe. E nevoie de cel puțin 3-4 generații. Da. Pentru că n-ai cum să rupi dintr-o dată un sistem. Da. Pentru că îți dai seama, sunt pierdere extraordinar enorme în lumea automobilistică. Dar dacă ați observat concurența în ziua de astăzi, a apărut tot mai mult. Ce mașină produci, pentru ce o folosești și care poluează mai puțin. Da. Dar sunt principiile mai noi, poluarea, exact. Dar e foarte important. Care acum toată lumea s-a pus pe, adică toți mari fabricanți s-au pus pentru poluare. Și consumul mic, pentru că e ceva normal, consum mic, ardere perfectă, poluare, da. Nu, chiar zero, da. Da, oricum de zero. Mic, da. Corect. De aici o să fie acceptată, eu cred că în următorii 5 ani o să fie acceptată ca mașină de serie hibrid. Pentru deci că la ora actuală... Pe principiul ăsta să meargă, da, cel mai mult, da. Da. Pentru că eu am mai zis... Nu poate să iei țâța la copil din... Nu, și din încă prima. Ceva, tocmai pe principiul că această libertate, deci nu, ai dreptul, da, deci poți să gândești, nu te poate împiedica nimeni să gândești, la fel cum diesel a făcut motorul, la fel cum Cugnot s-a făcut iar și el motor, Weber, carburatorul, Otto. Așa, Otto și așa mai departe, nici de astăzi înainte, dacă cineva, nu poți să-l oprești ca... are o idee, inventează ceva, face ceva, nu poți, oricât ai vrea tu să-l îngrădești să nu se afle, la urma urmei e liber, va apare pe piață și dacă lucru bun, economic vei gândi economic și tu ca producător și eu ca producător, nu, dacă e un lucru bun și mă ajută și câștig bani, sigur că nu vei avea ce face și încet, încet vom merge. Lumea a evoluat extraordinar de mult, vedeți că în urmă cu 30 de ani nu aveam atâtea mașini în stradă. Uite că în ziua de astăzi deja noi simțim pe pielea noastră că e aerul deja nu mai e, nu ne lasă să-l mai respirăm. E clar. E bun. Oricum vreau să termin într-o notă optimistă. Motoarele hibrid, să sperăm că le vom prinde și vom circula cu ele, nu? Da. Da. Bun. Mulțumesc domnului inginer Marin Pop pentru amabilitate, dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit și sper că ați fost atrași de acest subiect al motorului care, iată, îl cunoaștem cu toții, e implicat în viața noastră de zi cu zi. Sunt Ghiță Zileru, până la o nouă întâlnire aici, la Reginul în direct, pe Darighin TV și, bineînțeles, live 96,3 FM Radio Galaxia. Numai bine! Ratați promoțiile Evora Center. Hotel restaurant Marion Pădurea Rotundă. Locație de referință pentru reghine. Situat în mijlocul naturii, acesta constituie locul ideal pentru cele mai importante evenimente din viața ta. Restaurant de tradiție, într-un original cadru arhitectural. Meniuri diverse oferite de maestri bucătari consacrați. Un personal atent și bine pregătit, profesional. Atmosferă relaxantă într-o adevărată oază de liniște. Hotel-restaurant Marion Pădurea Rotundă, simbolul eleganței și rafinamentului reghinean. Caută și citește ultimul număr al revistei Reghinul Nostru. Prima revistă de atitudine civică și promovarea valorilor.